În cele ce urmează prezentăm două exerciții, puțin mai complicate, privind derivarea funcțiilor compuse. Primul exercițiu, arctangentă de radical din logarit natural din x, totul derivat. Într-o primă instanță vom alege și vom identifica pe u cu radical din logarit natural din x. Iată, radical din logarit natural din x este egal cu u. Este egal în continuare. Ne folosim de formula arctangentă de u derivat. Iată, arctangentă de u derivat este egal cu 1 supra 1 plus u pătrat ori u derivat. Așadar, este egal cu, linie de fracție, 1 supra 1 plus u pătrat, adică 1 plus radical din logarit natural din x la pătrat ori u derivat, adică radical din logarit natural din x derivat. Egal în continuare. Păstrăm prima fracție, 1 supra 1 plus radical din logarit natural din x la pătrat este logarit natural din x, ori urmează radical din logarit natural din x, totul derivat. În a doua parte a acestui produs, deci al doilea factor al produsului, este radical din logarit natural din x, totul derivat, adică din nou derivarea unei funcții compuse. Și aici vom identifica pe u, și anume este logarit natural din x, vom nota cu u, ca și cum ar fi un exercițiu considerat de la început, este egal mai departe cu 1 supra 1 plus logarit natural din x ori radical din u derivat, iată ne folosim de această formulă, este 1 supra 2 radical din u ori u derivat, adică 1 supra 2 radical din u, adică radical din logarit natural din x, ori u derivat, adică logarit natural din x derivat. Egal în continuare, produsul celor două fracții primele din exercițiu le scriem comprimat, 1 supra 2 radical din logarit natural din x pe lângă 1 plus logarit natural din x, ori ne-a mai rămas logarit natural din x derivat, care este 1 supra x. Așadar, vom scrie rezultatul final, este egal cu 1 supra 2x, scriem într-o formă cât mai elegantă, radical din logarit natural din x pe lângă 1 plus logarit natural din x. Și astfel, primul exercițiu este rezolvat. Trecem la al doilea exercițiu, 1 plus arc sinus de radical din x, totul la pătrat, totul derivat. Vom pune în evidență mai întâi u, într-o primă fază a exercițiului, de rezolvare a exercițiului, și anume, u este 1 plus arc sinus de radical din x, iată, putem nota cu u, așadar vom avea u pătrat derivat, conform primei formule, este egal cu u pătrat derivat este egal cu 2u, adică 2 pe lângă 1 plus arc sinus de radical din x ori u derivat. Deci 2u ori u derivat. Urmează u derivat. 1 plus arc sinus de radical din x derivat. Egal în continuare. 2 pe lângă, păstrăm primul factor, primii factori, 2 pe lângă 1 plus arc sinus de radical din x ori 1 plus arc sinus de radical din x derivat este
1 derivat este 0, așadar rămâne arc sinus de radical din x derivat. Arc sinus de radical din x derivat. Egal în continuare. 2 pe lângă 1 plus arc sinus de radical din x ori arc sinus de radical din x derivat este de asemenea vorba de derivarea unei funcții compuse. Identificăm pe u și în cazul acestei derivate este radical din x, iată putem nota u pe radical din x, așadar avem arc sinus de u derivat. Formula corespunzătoare o avem în dreapta. Arc sinus de u derivat este 1 supra radical din 1 minus u pătrat ori u derivat. Așadar, vom avea 1 supra radical din 1 minus u pătrat, radical din x, totul la pătrat, ori u derivat, radical din x, derivat. Egal în continuare, 2 pe lângă 1 plus arc sinus de radical din x înmulțit cu 1 supra radical din 1 minus radical din x la pătrat este 1 minus x, radical din x la pătrat este x, ori radical din x derivat este 1 supra 2 radical din x. Este egal mai departe, aducem la o formă mai simplă, sesizăm posibilitatea de a simplifica cu 2 și aranjăm rezultatul cât mai convenabil sub forma unei singure fracții. Vom avea la numărător 1 plus arc sinus de radical din x supra radical din x radical din 1 minus x.